Începem cu direcțiile de asistență socială. Acestea funcționează în subordinea consiliilor județene și ar trebui să verifice sistematic calitatea serviciilor sociale. Pot aplica și sancțiuni, ar trebui să facă rapoarte, iar inspectorii sociali pot face controle în regim de urgență. Urmează Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Angajații acesteia fac evaluări. Ei ar trebui să prevină, potrivit legii, eroarea, frauda, abuzul și neglijența în sistemul de protecție socială. Și tot ei controlează dacă sunt sau nu respectate criteriile care au stat la baza acreditării. Continuăm cu Autoritatea Națională pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități, care urmărește întocmai respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități prin controle și monitorizări. Urmează Ministerul Sănătății, ce are în subordine direcțiile de sănătate publică. Prin lege, acestea evaluează starea de sănătate a populației, constată și sancționează nerespectarea normelor de igienă și pot cere chiar retragerea avizului sanitar. ANSVSA are la rândul ei drept de control. Verifică respectarea condițiilor pentru siguranța alimentelor și a normelor de igienă alimentară și dacă aceste lucruri nu sunt îndeplinite, se pot da și amenzi. Dar și ANPC poate sesiza organele de urmărire penală dacă produsele pe care le verifică sunt neconforme. În plus, comisarii pot cere suspendarea sau retragerea unor autorizații de funcționare. Activitatea autorităților de control este completată de cea a instituțiilor de monitorizare. Și iată, vorbim despre avocatul poporului, care depistează și combate încălcarea drepturilor și libertăților. Are anchete proprii, dar și rapoarte. O instituție de care puțin probabil ați auzit până astăzi este Consiliul de Monitorizare și Implementare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Împreună cu Institutul Român pentru Drepturile Omului, monitorizează respectarea drepturilor omului și realizează anchete și verificări proprii. Cele trei entități au semnat și un parteneriat, tocmai pentru prevenirea abuzurilor. Iar într-un raport înaintat în martie Senatului, Consiliul de Monitorizare se lăuda cu 96 de vizite în centrele de îngrijire a persoanelor adulte cu dizabilități din 34 de județe. A raportat aproape 1000 de nereguli descoperite, dar a dat un singur exemplu. Lipsa liftului într-un centru de îngrijire din județul Mureș, unde beneficiarii erau cazați la etaj și nu exista o bară de tip mână curentă în spațiile interioare. În ciuda existenței acestor instituții ce funcționează în baza unei legislații clare, sistemul de asistență socială nu a protejat, ci a făcut rău în cazul persoanelor cazate în cele trei azile ale groazei din Ilfov.